Cum sunteți? Nu e prea, nu e o perioadă foarte fericită. Da, într-adevăr, nu trecem printr-un moment foarte bun, dar suntem conștienți că tot noi am fost și anul trecut, cu mici excepții, venind jucători cu experiență și suntem siguri că putem să scoatem la capăt și să câștigăm primul meci care l-avem mâine. Cât de mult se simte programul ăsta infernal? Că nu e vorba că jucați din prin creziile, ci de deplasări pe astea. Cred că trebuie să luăm ca pe o scuză asta. Și anul trecut am jucat din 3 în 3 zile și am câștigat aproape toate meciurile. Într-adevăr, sunt multe deplasări foarte lungi, dar ați văzut și voi, la fiecare meci s-au schimbat câțiva jucători și nu trebuie să acuzăm lucrul acesta că am avut deplasări. La urmă, suntem conștienți că n-am făcut niște meciuri foarte bune și trebuie să ne revenim pentru a acumula cât mai multe puncte în campionat. Nu, dacă stăm să ne uităm și anul trecut, am început sezonul la fel de modest, după care am avut o serie foarte bună și de acolo practic a început campionatul nostru. Nu știu dacă e o presiune, dar trebuie să jucăm, am spus, foarte bine mâine și să luăm cele 3 puncte, să luăm începutul. Ai menționat faptul că s-au schimbat unii jucători, a scăzut omogenitatea echipei? Nu, am spus că au venit, nu s-au schimbat. Au venit, s-au schimbat așa un puțin? Nu, nu s-a schimbat, pentru că la urmă nucleul este același și eu cred că jucătorii care au venit au făcut-o foarte bine. Nu aceasta este problema, cred eu. Resimțiți supărarea asta după ratarea calificării? Adică se simte în echipă? Am fost puțin afectat, este normal, pentru că am avut șanse acolo ca să închidem calificarea. Din păcate nu am reușit și am fost supărat, dar trebuie să mergem mai departe pentru că avem meciuri importante zilele acestea și trebuie să acumulăm puncte în campionat pentru că campionatul este prioritar. Cum ți se pare voluntar? Am jucat cu ei în Supercupă. O echipă bună care se așează foarte bine defensiv. La toate meciurile jucat la fel. Ne-am uitat și la televizor și la vizionare. Trebuie să facem o partidă foarte bună, să încercăm să avem un ritm foarte bun și să câștigăm meciul. Nu a apărut. Doar mister a băgat jucătorii proaspeți, să spun așa, dar probleme fizice nu sunt, pentru că e început de campionat, până la urmă, și nu cred că sunt probleme fizice acum. Nu te-auzi niciodată așa supărat la campionat? Normal că este o supărare, o dezamăgire că nu am reușit să trecem turul. Dar sunt conștient de valoarea echipei, de forța grupului și în momentele grele se văd adevăratele caractere. Sunt sigur că mâine vom arăta o altă față și vom lua cele 3 puncte. Aceeași întrebare. Se simte presiunea față de campion? De toată lumea așteaptă de la voi să știți toate meciurile? Noi nu o simțim. Cum a spus și Bogdan, în fiecare an am început mai prost campionatul, dar jocul echipei nu a fost un joc rău, am avut la fiecare meci nenumărate ocazii, nu am fost concentrați în fața porții, nu am marcat și cred că de acolo ni se trag multe, pentru că și în meciul cu Apoel, dacă marcam, altul era rezultatul. Acasă cu Dinamo iar am ratat multe ocazii și cred că trebuie să fim mult mai atenți în fața porții. Da, așa este. Dacă reușeam să gestionăm anumite momente mai bine și în favoarea noastră, cred că la ora actuală eram calificați. Am jucat foarte bine și la ei, dar a doua repriză am căzut și fizic și nu am reușit să gestionăm momentele cheie ale jocului. Cum
fi nevoie de jucători pe partea ofensivă, acum cum mai sunt transferuri și fratele tău, de exemplu, care vor. Fratele meu e foarte bine la Steaua, mă bucur pentru el că a marcat. Eram sigur că dacă va debuta la Steaua va face foarte bine. Eu am încredere în el și sunt sigur că nu se va opri aici. Vă tachinați așa unul pe altul, că am văzut azi că anul ăsta e anul lor. Acum mi-a spus că e rândul meu să marcheze. La marcat trebuie să marcheze. Azi la mine e mai greu că sunt fundaj, dar sper să facă el meci de meci. Apropo, ești fundaj, dar în ultima vreme ai jucat. Da, așa este. Unde a decis mister să mă bage la mijloc. Eu am încercat să-mi fac treaba cât am putut eu de bine. Acum nu știu, cred că voi reveni la poziția mea de fundaj drept. Lipsește Chiel. Da, cu atât mai mult că lipsește și Chiel. M-ați gândit s-a discutat despre strategie neapărat, dar a vorbit și care de lucru ăsta, că trebuie să vă gândiți pe perioada asta în care jucați și în Europa și în campionat. Să regândiți puțin acest sistem de vârstă. Mai viitoare vine Salzburg, iar începe să mergem în acum, nu, acum e cel mai important să ne gândim la campionat, pentru că nu avem un început bun, nu avem multe puncte, suntem acolo jos, suntem conștienți că valoarea noastră ne obligă să câștigăm meci de meci. Și de Europa vom vorbi la ora când va fi meciul, dar acum cel mai important este să acumulăm puncte și să urcăm în clasament. Apropo, Hagi a spus că anul ăsta vă bateți pentru evitarea retrogradării. În fiecare an obiectivul nostru a fost să ne salvăm de la retrogradare, dar pe parcurs, cum victoriile au venit, ne-am propus altceva. Sper ca și anul acesta să fie la fel, adică să prindem play-off-ul și să ne batem acolo sus. O victorie cu voluntare ar fi mai importantă pentru moralul vostru, în primul rând? Da, venim după 3 înfrângeri, dacă nu mă înșel, și o victorie ne-ar descătușa și ne-ar da un alt moral, meciul cu Timișoara și meciul cu Salzburg. Păi, în primul rând, este clar că trebuie să câștigăm meciul. Noi avem nevoie de rezultat. Avem nevoie de cele 3 puncte și ca lucrurile să intre pe făgașul normal. Am avut un început mai greu. Cred eu că de multe ori ne-a lipsit și șansa, însă cred că începând de mâine trebuie să facem rezultat, să câștigăm cele 3 puncte, care sunt foarte importante. Întâlnim o echipă bine organizată, o echipă care are spirit de sacrificiu, care are o disciplină tactică din punct de vedere defensiv foarte bună și care are o tranziție pozitivă la fel de bună, cu un antrenor care, din punctul meu de vedere, tânăr, care din punctul meu de vedere și-a pus amprenta asupra jocului și a evoluției echipei. Normal că nu va fi ușor. Știm ce ni s-a întâmplat și în meciul de Supercupă, așa că trebuie să avem în vedere toate detaliile și să facem un meci bun, să ne creăm ocazii și, bineînțeles, să și înscriem. Vă ascult. Tocmai acolo e problema. Sunt multe ocazii, dar nu intră poate. Deci, din punct de vedere colectiv, eu cred că noi ne-am impus jocul în toate meciurile pe care le-am jucat până acum. Din păcate, că a fost, cum am mai adus aminte, și puțin ghinion, sau că n-am fost clari în ultimii 30 de metri, asta ne-a făcut să pierdem puncte. Și de mâine asta vă spuneam că trebuie să fim mult mai concreți în fața porții, mult mai concreți în tot ce vrem să facem în ultimii 30 de metri pentru a ne apropia victoria, pentru a lua cele 3 puncte. Totul este deschis, așa cum se poate să fie până la sfârșitul perioadei de transferuri și ieșiri, la fel de bine poate să fie și intrări. În funcție de ce pleacă, vom vedea, Gică va hotărâ exact când e momentul, dacă e momentul și cine va veni, nu pot să vă spun asta exact, dar este posibil. Care e situația lui Cristi Gavra?
Cristi are o problemă la genunchi și deocamdată nu poate să se antreneze la capacitate maximă. În afară de boli, casap și vână, mai sunt ceva probleme? Păi nu. Nu sunt. Astea sunt singurele probleme. Sunt vreo 2-3 jucători cu anumite probleme după meci, probleme normale, contuzii și așa mai departe, dar pe care eu cred că îi vom recupera. Urmează o serie. Se joacă la foc automat. Jucăm de la începutul campionatului la foc automat. Cred că ați observat și programul nu este unul ușor. Suntem numai pe drumuri, dar nu avem voie să ne plângem. Trebuie să mergem să știm cum ne dozăm efortul la fiecare meci, cum ne refacem după fiecare meci și să încercăm să facem rezultat, lucru care ne interesează cel mai mult la momentul actual. Noi am adus jucători în general de experiență care, normal, la fotbalul pe care îl propune Academia și Gică, bineînțeles că el a creat conceptul, nu este ușor și vă spun că toți jucătorii care au venit, chiar dacă au avut sau nu experiență, la început au avut nevoie de o perioadă de acomodare de 3-6 luni și acum jucătorii noi încă mai au nevoie de ceva timp, dar eu cred că sunt jucători care au jucat foarte multe meciuri și că sunt aproape familiarizați cu tot ce se întâmplă la noi. Nu e ușor, însă, bineînțeles, trebuie să facem lucrurile astea foarte repede și să fim la același nivel. Este un meci foarte important, cel cu Voluntari, pentru moralul echipei. În ce stare sunt băieții acum? Mi-au zis bine, dar... Nu este ușor, pentru că suntem o echipă care ne dorim să câștigăm. Suntem obișnuiți cu o mentalitate de învingători. Nu este ușor, însă eu cred că așa cum s-a mai întâmplat, pentru că s-a mai întâmplat să n-avem un început foarte bun de campionat și anul trecut, eu cred că vom depăși aceste momente, avem încredere în jucători și în capacitatea lor și, după cum vă spuneam la început, sper să facem asta chiar de la meciul de mâine. Știm că avem un meci greu, însă sper să avem echilibru, să avem atitudinea cea mai bună și, bineînțeles, să jucăm fotbalul nostru, să fim concreți în ultimii 30 de metri, să marcăm.